Break the border, we are equal, adică rupeți granița, suntem egali. Este mesajul pe care a dorit să-l transmită Ștefania, elevă din Buzău, prin banda ei desenată, realizată în cadrul taberei internaționale din localitatea Schengen, din Luxemburg. De foarte mult timp am observat prejudecățile și taburile care sunt interpretate în momentul în care o persoană arată într-un anumit fel sau a crescut altfel, un părinte de un anumit fel sau altfel, și vreau să spun că întotdeauna am fost păicătate prin orice tip de ochi, dacă era albastru sau pătroi, și am reprezentat prin toate culorile acestea și oameni cu tot felul de stări diferite egalitatea pe care noi o însușim față de orice alt om oriunde am fi, chiar dacă barierele de comunicare. În același timp, Maria a ilustrat în banda sa desenată pericolul la care se expune un refugiat când încearcă să treacă ilegal granița, făcând referire la sutele de migranți care mor înnecați anual. Am vrut să evidențiez un bărbat, un om opresat de propriul țar. În primul cadru este el întâlnit la propria locuință, propriul sat. În al doilea, cumva contemplându-și situația, în al treilea, o situație foarte des întâlnită în cazul oamenilor din trecut, este nevoit să treacă granița pe apă, posibil fără să supraviețuiască. Totul, bineînțeles, a început cu cunoașterea lucrului care ne aflăm, a început cu o vizită la muzeul Schengen, unde copiii elevii au putut descoperi ceea ce înseamnă acest concept, zona Schengen. Bineînțeles, admirăm tot peisajul în sine al locului, fiind un loc nou, loc din Europa. Vom vizita Muzeul Biodiversității de aici, care cu siguranță o să ne inspire să continuăm aceste povești în gând de sănate. Cum avea o primare, să zic, de aventură și simbolică cu vasul, celebrul vas de s-a semnat acordul de la Schengen. Programul mai include jocuri sportive, activități de improvizație teatrală, de gestionare emoțiilor și drumeții pentru descoperirea patrimoniului natural din arealul râului Mozel. La tabără participă 27 de elevi români, dar și profesori și animatori din 4 țări, care organizează diferite ateliere în română, franceză și engleză, cu tematica Fără frontiere.